Adin Arte, următorul invitat, a spus că se duce să ia o pâine și a fugit în Alpi. De unul singur să-și facă de cap. Oficial, pe pârtie, neoficial, aflăm acum de la el. Adin Artea! It's raining man. Când ești actor, ești actor. Ați văzut cum a intrat așa, exact, relaxat. Stai așa, ce înseamnă neoficial? Păi nu știm, asta ne zici tu. Neoficial? Păi n-ai fost pe pârtie. Ba da. Ai fost pe pârtie? Am fost. Sau doar pe pârtie? Și pe pârtie. Și pe pârtie. Nu, neoficial am o prietenă care se numește Placa de Snowboard. Și ai fugit cu ea? Da. Tu îți dai seama cum se scrie acum în ziare, șoc. Adin Artea... Da, pe, cu se, placa. Adin cu cine se iubește Adin Artea? Cu placa. Haide, ia un loc aici, da. Îi zic să nu te joci cu chestia asta. Nu mă joc. Că fiimea a făcut un vlog, m-am întâlnit cu Anca Serea în trafic și astăzi deja citeam prin ziare cum sunt îndrăgostit eu de Anca Serea și ne-a dat fiimea de gol. Adică am văzut titluri în ziare, nu chiar două, trei lucruri. Așa că ai și tu grijă ce spui, că s-ar putea mâine să citim. Actorul din Vlad, Adin Artea, și-a părăsit soția, a fugit la munte. Cu cine? Intră și află. Și când intri cu placa. Cu placa. E drăguță? A fost, s-a cam zgâriat. Da, s-a rablagit în ultima perioadă. S-a cam rablagit. Da. O schimb, deja am schimbat. Da, da, perfect. Da. Bine, da. Și ai fost singur? Da, și apropo, nu m-am dus... Hai mă, tu chiar vrei să te crede, bă, Adi. Fii atent acum, uite aici. A fost în felul... Așa, se uită soția? Se uită și soția și soacra. Draga mea, acum aflăm adevărul. Da. Nicolaina, adă-mă și detectorul al nostru de minciuni. Exact, ia zi. Bun. A, da, aici, că scoatem tot de la om. Păi telespectatorii sunt detectorii, clar. Adică o să de ce azi? Deci, erai tu acasă? Eram acasă la socrii, la mama soacră, în Bucovina acolo. Și am primit programul de filmare pentru ianuarie-februarie. Și mă uit, în prima săptămână nu eram. Adică erau toate secvențele la Casa Tibor, la Piștereanu. Și zic, băi, dar eu nu am în săptămână. Ce fac în săptămâna aia? Panicat. Stăteam Mara grădinița, Alina trebuia să-și înceapă treburile ei. Zic, bă, stai, ce fac o săptămână? Ce fac? Mă duc cu placa. Și am zis, bă, mă duc cu placa. Unde te duci? Păi unde s-au dus Nicu și Monica, prietenii noștri? Zic, păi în Val Turneș, în Italia. Zic, păi ia să văd. Și am căutat pe Booking Instant, m-am băgat, am găsit, am și cumpărat. Păi am și luat soția mi-a zis că te duci singur cu placa? Nu, ea abia așteptat. Știe pasiunea asta ta? Știe, da. Știe și pasiunea. Ai plecat o săptămână singur cu placa? Și am plecat o săptămână singur cu placa. A, mă, sigur te-ai întâlnit cu cineva acolo. M-am întâlnit cu prietenii ăștia, cu Nicu, cu Monica, cu Sofian, cu gașca lor, dar nu m-am dat tot timpul. Cred că de 20 de ani. De 20 de ani? Da. Foarte, înseamnă că 17. Ești profesionist. Da. Cu placa oriunde. Oriunde. Și nu aia de întins părul. Cu placa de snowboard. Super. Oriunde. Da. Și după ce te-ai întors de acolo, am înțeles că ai plecat și cu familia în vacanță. Da, după m-am simțit puțin vinovat față de cea mică. Deci te-ai simțit vinovat față de familie? Deci tu ai fost în Italia cu placa? Băi, nu neapărat. Pentru că ele au zis, unde ați fost cu familia? Ele au zis să mă duc să mă regăsesc. Și asta am și vrut. Să mă duc să mă regăsesc în Alpi. Pe pârtii. Și m-am regăsit de multe ori după ce am căzut. Da. Și m-am regăsit, adică m-am văzut pe jos, zic, bă, stai așa că sunt, și ai da, sunt eu. Zic, a, am filmări în 3 zile, o să-mi revin, e ok. Așa, așa m-am regăsit. Și apoi familia? Și Alina nu e cu sporturile de iarnă deloc. Și a zis că nu o pasionează. Eventual cu un monitor, trebuie să-i găsesc un monitor sexy, vedem noi. Așa? Sexy, da. Neapărat sexy. Să nu mă simt vinovat. Așa, și față de Mara m-am simțit vinovat și ieri s-a evit ocazia să mergem la Azuga. Nu se compară, dar pentru începători e bine și Azuga. Așa a fost și ea la schi? Da, și am pus-o pe cea mică pe schiuri, prima dată în viața ei și a fost super fericită. Super tare. Păi n-aia, da, te moștenește, dacă tu ești așa talentat cu placa și nu numai... Și moștenirea asta se insuflă, știi? Adică nu poți să o lași așa, să mă moștenească și gata, stăm. Nu, trebuie să te chinui un pic. Oameni buni, Adin Artea, unul dintre cei mai iubiți actori din Vlad. Exact cum spuneam ceva mai devreme, vă spunea că a început filmările pentru un sezon nou, nu? Da, pentru noul sezon, Vlad. Am înțeles că o să fie ceva fabulos. O să fie bombă. Și la sensul figurat bombă, da. Am filmat în Istanbul, după cum bine știți. Primele 3 episoade o să fie bombă pentru că e foarte multă acțiune în Istanbul. James Bondish, așa aș putea spune. Noi suntem deja o lună și jumătate de filmări. Asta înseamnă că s-au făcut câteva episoade, nu? S-au făcut câteva episoade și încă sunt în desfășurare și următoarele. Avantajul nostru că de data asta filmăm câtuși de puțin cronologic, ceea ce este bine. Și abia aștept să înceapă, sincer abia aștept să înceapă. Că ți-a plăcut la Istanbul acțiunea cu Vlad? Da.
Am văzut că erai cu pistoale pe barcă, tot, pe Bosfor, nebunie mare. Cu Piștereanu, ne-a prins garda. Păi, de capul meu a fost. Deci alergam, asta e o poveste, alergam în moschee, în curtea moscheei, unde practic era o secvență în care e cu un foc de armă. Și eu alergam cu un mare pistol în mână, adevărat. Și pe lângă cei 100 de figuranți pe care îi aveam acolo în curtea moscheei, aveam și turiști, încă vreo 200 și ceva. La prima secvență vedeau cadre, vedeau camerele de luat vederi și așa. Înțelegeau că se filmează. Dar la următoarele duble, când se filma din dronă sau de sus din moschee, nu se vedea nimic. Și vedeai un nebun cu un pistol alergând prin moschee după un foc de armă și alți doi nebuni care aleargă după el. Și s-a întâmplat așa, odată m-au oprit niște studenți, voiau să mă blocheze, pur și simplu credeau că sunt terorist sau ceva. A doua oară m-au oprit, de fapt nu m-au oprit, am speriat o familie întreagă care s-au panicat și au vrut să iasă. Și a treia oară au venit doi polițiști sub acoperire după noi. Și când s-a terminat practic alergarea pe toată lățimea aia curții moscheei, au venit, s-au legitimat cu pistoalele. It's a movie. Da, și oamenii până la urmă s-au convins, aveau directivă de la generală la ei, ziceau, băi, vedeți că acolo se filmează, dar știi cum, informația nu circulă așa de bine, mai ales în anumite instituții și lucrurile au fost destul de complicate. Asta e partea de acțiune din film, dar am vrea să trecem și la partea romantică, că există din arte și așa ceva în serialul Vlad. Alina, poți să închizi acum? Am uitat că se uită, nu... Da. Da. Păi ce să vorbim despre partea? Ce vrei tu să știi despre partea? Mai e tot așa, tot bombă și pe partea asta? O, da. Da, da. Este. Se înfiripă niște lucruri. Iarăși? Ce? Adică? Zi. E foarte greu să nu spun. Salut, ce mai faci? Ce ai? Detector de minciuni la publicitate. Se înfiripă. Se înfiripă, încep să mă bâlbâi, niște povești. Niște povești drăguțe. Bă, eu mă gândesc la tine. E faină canapeaua asta. Da, nu poți să ai viață ușoară acasă, să știi că se uită la serialul Vlad și soția și mama soacră și hai că poate le s-au obișnuit. Dar sigur mai vine vreo vecină care îi zice, l-ai văzut pe ăla? Pe ăla tău, nu? Dacă ar fi una, ar fi bine. Da, și îi spune mama soacră, dragă e actor, asta e meseria lui. Da, dar cu câtă pasiune. Da, soția ce zice? Toată lumea. Pe bune, nu? O întreabă pe mama soacră? Da, pe toți ne întreabă. Auzi, dar când mai aveți soția, ce spune? Ce? Ieri, la Azuga, m-am întâlnit cu trei monitori care m-au recunoscut. Și, na... Și zice, păi, Vlad, nu știu, mamă, dar cum e pasiunea aia, cum e... Da, tu erai cu soția, nu? Da, da. Dar era mai încolo, pregătea pe Mara. Dar cum e cu... Nu se supără soția? Nu, că înțelegi că... Doamne, deci era atât de greu să le explic, era complicat. Da, îți dai seama că e un asta pic complicat. Asta e meseria până la urmă, știi? Da, e implică meseria. Implică foarte multă pasiune. Da, îți faci treaba senzațională acolo și sunt convins că oamenii de lângă tine înțeleg că ăsta e jobul tău. Da. Și... spune-mi, e cel mai solicitat în rol pe care l-ai avut până acum? Da, da, de departe. Și ca durat în timp, și ca intensitate, și ca treceri, și ca actorie este într-adevăr cel mai mare de până acum. Au mai fost rolișoare, dar ăsta este unul și mă bucur foarte mult că eu sunt Vlad. El e Vlad, oameni buni, așadar Adin Artea vă așteaptă și pe Instagram să fiți prieteni cu Vlad, exact. Chiar așa Adin Artea, da? Adin Artea, contul pe Instagram pentru a afla când o să înceapă, pentru că o să anunțăm oficial cu când va începe noul sezon, că toată lumea ne întreabă când începe noul sezon. O să vă anunțăm, intrați pe Vlad _ serial sau pe Adin Artea sau pe toate celelalte conturi și o să vedeți, o să anunțăm oficial. Perfect, clar. Până atunci dacă vreți să fiți prieteni cu Vlad Adin Artea pe Instagram, dați-i follow, e un băiat senzațional. Nicolaina, vino cu detectorul ăla, dar luăm publicitate. Nu, așa, dar vino, fii atent, vino cu detectorul. Ia, zice, fii atent, ce răspuns, stai că nu... Nu, că nu facem probe, fii atent. Deci ăsta funcționează, îl avem de la NASA. E... Nu, stai să-i dăm... De la NASA lui Cătălin. De la... Da. E și cu ventuze ca să nu-l iei să da, dai da, cu da, el. Da, da, da. Pune mâna. Așa. Nicolaina e portocală, da. Las că se vede, uite, la televizor, așa. Mai întâi deci, analizezi. Îi dăm drumul de aici, nu? Mare. Da. Fii atent. Acum analizează pulsul. Acum analizează pulsul, fii atent. Punem o întrebare. Dă-i pulsul la și pe ceas. Când se termină. Am primit vreo 9 milioane de mesaje, așa. Practic mai multe decât oamenii care au fost la vot și întreabă dacă s-a îndrăgostit vreodată în timpul scenelor de film de vreo fată. Aceasta este întrebarea. Te-ai îndrăgostit vreodată de vreo actriță cu care ai jucat?
Stai, am apăsat greșit. Ai văzut? Ce mai luăm încă o dată, stai că am apăsat butonul greșit. Bine, deci acum ia iar pulsul, da. Nu? Ia iarăși pulsul și deci întrebarea... Nu, că ia pulsul. Dacă m-am îndrăgostit. Deci dacă te-ai îndrăgostit vreodată de vreo actriță cu care ai jucat. Aha, și acum... Stai că am citit ce scrie pe asta. Stai că am citit ce scrie aici. Shocking, da, liar. Acum. Vrei să-l aflăm răspunsul în direct, da, sau luăm publicitate? Da sau nu, da sau nu? Nu. Luăm publicitate. Deci am citit aici, așa că și știam ce așteaptă. Ce ai citit? Deci puteam să zic orice, de fapt. Dar de ce te-ai roșit? De la electrică. Asta, așa, mă, de la electrică. Mulțumim, domnul Trump. Da. Domnul Nața. Da. Adi Nartea, oameni buni, căutați-l pe Instagram, dați-i follow, e un băiat senzațional. Am vorbit, mă duc cu el la scoaș, știi că e profesor de scoaș? Da, e bine că stau aici pe scaunul. Bine. Bine, asta vrea să-mi ia locul de mult. Atunci lăsăm tu publicitate, hai, la revedere. Stau și eu cu domnul actor aici, uite aici.